Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. A fost alarmă falsă cu bombă în Iași. Un bărbat a sunat în această dimineață la 112 și a anunțat că o posibilă bombă se află în Palatul de Justiție. Jandarmii, polițiștii și pirotehniștii au evacuat toate sălile de judecată și au oprit și traficul în zonă pentru cercetări, însă nu au găsit dispozitivi explozibili. În această dimineață, un accident rutier a avut loc la Hala Centrală, acolo unde un autoturism al poliției s-a ciocnit violent de o dubă. Accidentul rutier s-a soldat cu o victimă. Sindicaliștii din sănătate vor protesta în fața prefecturii din Iași timp de o oră în fiecare zi a acestei săptămâni. Începând de astăzi, piețele agroalimentare din Iași vor fi închise tapizat în vederea demarării programului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a piețelor din municipiul Iași. Municipalitatea ieșeană va lansa în perioada următoare o procedură privind reabilitarea a 3 artere din oraș. Primăria va aloca fonduri pentru modernizarea străzilor Iași, șoseaua Bârnova, strada Smârdan și bulevardul Primăverii. Direcția de asistență comunitară Iași a anunțat prelungirea termenului limită pentru primirea solicitărilor privind acordarea stimulentului educațional până la data de 11 iunie. Calificată în premieră în cupele europene CSMS Iași, s-a mișcat foarte repede pe piața transferurilor. Astăzi a semnat contractul cu formația din Copou, atacantul Dan Roman, care a evoluat ultima oară la FC Botoșani. Atenție la ce cumpărați! O analiză arată că s-a găsit mercur și plumb în peștii din magazine. Specialiștii din sănătate au luat în vizor două tipuri, somonul și pangasiusul. Cel mai nou mall din Timișoara va găzdui prima pârtie de schi dintr-un mall românesc, moda apărută în Dubai. Scandal de corupție la nivel înalt în Israel. Poliția a recomandat punerea sub acuzare a soției premierului, Sara Netanyahu, pentru folosirea banilor publici în scop personal. Încălzirea globală distruge tot mai mult din Marea Barieră de Corali, aflată în patrimoniul UNESCO. 35% dintre recifuri sunt distruse complet în nordul și centrul acestui sistem. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.